Salutare prieteni, Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Adrian Guduș și în clipul de astăzi o să vorbim despre iPhone, mai exact o să vedem ce putem face în cazul în care uh, aplicațiile pe care le avem instalate nu mai apar în acel share sheet sau în acea pagină în care alegem cu ce aplicație să șeruim. O să vă explic imediat despre ce este vorba mai exact și tot cu ocazia acestui clip video, o să vedeți și cum ștergeți toate aplicațiile din memoria RAM a iPhone-ului vostru. Eu aici am un iPhone 8 Plus cu sistemul de operare iOS 14.2, versiunea stabilă. Știu că deja a ieșit 14.3, însă am o problemă cu, vă spuneam, cu share sheet-ul. Așa îi zice în limba engleză. În limba română s-ar traduce pagina de share sau opțiunile de share. Da? sau de partajare dacă deschid browserul am aici o pagină căreia vreau să-i dau share da mă duc aici pe butonul de share îl ating și aici îmi sunt afișate aplicațiile pe care le am instalate și cu ajutorul cărora pot da share acestui articol da acum haideți să vă arăt am aici Facebook am Facebook page am WhatsApp și cu toate acestea, dacă mă duc aici și dau share, o să observați că nu am aici WhatsApp, n-am nici Facebook, nici Messenger, nici, nici Twitter. Dacă mă duc aici și dau scroll, la fel, mă duc pe editați opțiunile, nu mi-apar aceste aplicații aici, mă duc, dau pe OK și mă duc mai sus, am aici mai mult, da? Normal dacă dau aici pe mai mult, ar trebui să mi-apară acele aplicații. După cum puteți observa, nu mi este afișat aici Messenger, nu mi este afișat Facebook, WhatsApp, deși le am instalate. Da? Mă duc în toată lista și, după cum puteți observa, nu îmi sunt afișate aici acele aplicații. Din când în când mai pățesc treaba asta pe iOS, nu doar pe versiunea 14.2, am mai pățit și în trecut, pur și simplu după o perioadă îndelungată, anumite opțiuni nu mai apăreau aici în acest share sheet. Cum rezolvăm? Foarte simplu, va trebui să golim tot ce avem în memoria RAM. Înainte să golim ce avem în memoria RAM, va trebui să ștergem toate aplicațiile din multitasking. Bine, din moment ce golim tot din memoria RAM, n-ar trebui să mergem aici și să ștergem aplicațiile, pentru că asta vom face prin ce urmează, să golim memoria RAM. Dar cu toate astea le vom șterge și de aici, nu, nu o să ne încurce cu nimic. După cum observați, pur și simplu mergem și dăm să închidem aplicațiile sau, pentru cine nu știa, putem închide mai multe deodată, ținând trei degete și dând swipe în sus, puteți închide câte trei, da? Și tot așa, o să fac și eu treaba asta. O să le închid pe toate din multitasking. Aveam ceva deschise. Ok, și acum multitasking-ul este gol. Dacă mă duc să-l accesez, observați că este gol. Ce facem mai departe? Mai departe va trebui, va trebui să ținem volum sus, volum jos. Power și când vedem acest mesaj, ținem apăsat butonul Home. Îl ținem, îl ținem și când vedem acest mesaj înseamnă că memoria RAM s-a golit. O să introduc și eu parola. Și am reintrat în, în sistemul de operare, memoria RAM și multitasking-ul s-au golit. Și acum dacă o să deschidem din nou browserul, așteptăm să se încarce pagina, și mergem pe share, o să observăm că, sau mă rog, ar trebui ca acum să funcționeze și să ne fie afișate aplicațiile. Dacă vedem că nu se întâmplă asta, o să închidem aici, ieșim din multitasking, facem iar treaba asta, apăsăm lung power, și apoi apăsăm butonul Home. Îl ținem apăsat. Vedem acest mesaj. Introducem parola noastră. Apoi mergem volum sus, volum jos și ținem power până când iPhone-ul se restartează. Da? Deci menținem apăsat butonul power. Nu dăm drumul de pe el. Îl menținem, îl menținem. Îl menținem. Și când vedem acest logo, putem lua degetul de pe power. Asta se cheamă force restart, da? Adică îl restartăm, repornim telefonul fără să mergem noi în opțiuni, să-i dăm turn off și apoi să ținem lung pe power să-l pornim. Se cheamă force restart, da? Pe modelele mai noi tot la fel se procedează. Volum sus, volum jos și apoi lung pe power și țineți pe power până își dă restart. Și acum o să vedeți că vom avea din nou acele opțiuni în share, vom avea din nou opțiunea Messenger, Facebook și celelalte. Să introduc și eu parola. Ok, am reintrat în sistemul de operare și acum dacă mergem aici, dacă îi dădeam pur și simplu restart fără să golesc memoria RAM, n-ar fi mers, deci trebuie să faceți și treaba aia cu ținutul lung pe power și, și treaba cu power și ținutul lung pe home să goliți memoria RAM și apoi asta cu restartul forțat, da? Și acum dacă mă duc aici pe share, o să vedeți că am, uitați, WhatsApp, Facebook, opțiuni pe care mai înainte nu mi le afișa. Pinterest, Messenger, Twitter, da? Le am aici. Și mai devreme nu le, nu le aveam. Snapchat și toate celelalte aplicații pe care le am. Până să fac treaba asta și aici lista era mai scurtă. Și cam așa se poate, se poate rezolva problema cu share sheet-ul sau cu opțiunile din share sheet atunci când anumite opțiuni nu, nu vă sunt afișate. Uh, faceți cum v-am arătat, reiau, prima dată vă duceți și goliți multitasking-ul, apoi vă duceți, țineți lung pe power și apoi pe home, țineți apăsat pe home introduceți parola și odată ce revine, țineți lung pe power sau dacă aveți modele mai noi decât iPhone 8 Plus, apăsați volum sus, volum jos, power și îl mențineți apăsat până când telefonul se restartează, da? Și când telefonul revine Totul ar trebui să fie în regulă, totul, totul ar trebui să fie ok. Cam atât cu clipul de astăzi, eu sper să vă placă, sper să vă fie de folos. Dacă aveți întrebări, sugestii, postați-le pe rubrica de comentarii acestui clip video. Dați un share dacă v-a plăcut, dați un like, să știți că mă ajută foarte mult și dacă vreți să rămâneți la curent cu viitoarele clipuri pe care le postez, nu uitați să atingeți și butonul Abonează-te de sub acest clip video, butonul roșu, iar dacă vreți să fiți notificați de fiecare dată când încarc un nou videoclip, nu uitați să dați și pe clopoțelul din dreapta butonului roșu. Abonează-te! Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Adrian, voi ați pe canalul meu de YouTube. La revedere!